Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. De curând, Pui a susținut un concert într-un club. O mulțime de tineri au mers să-l vadă și să-i asculte muzica. Multe domnișoare s-au înghesuit chiar în fața scenei pentru a cânta alături de el. Una s-a și remarcat însă, nu a mai răbdat și a urcat pe scenă, alături de artist. Îmbrăcată într-o ținută albă, domnișoara a urcat pe scenă și a început să danseze. Ușor Puia s-a depărtat și a cerut să fie oprită muzica, nici el nu a mai cântat. Imediat, el i-a arătat o tinerei pe soția lui, Melinda, care era în club și i-a spus că doar ea dansează, o vezi pe aia mică de acolo. E nevasta mea, nu ai cum să dansezi cu mine, deci nu ai cum. E imposibil. Lasă-mă, că eu știu să cânt singur, fără dansatoare, i-a spus Puia tinerei, vizibil dezamăgită. Tânăra a fost susținută de o prietenă, care a și ajutat-o să se dea jos de pe scenă. Momentul de la concertul lui Puia a fost distribuit și pe rețelele de socializare. Pe TikTok a stârnit o mulțime de reacții, mi-am schimbat total părerea despre Puia. E un familist convins și un om de nota 100. Mai normal decât multe alte vedete și fără figuri chiar. Respect! Nu am crezut niciodată că Puia are un caracter atât de misto. Bravo! Omul este familist, are respect mult față de el, cât și de soția lui. Raritate în lumea bărbaților. Au fost câteva dintre comentarii. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.